A, Belevoiești? Da. E plin de rom. Știu, dar știi ce fac eu uneori? Am o rulotă și mă duc și le dau consultații gratis la rom. A, la rom? Da, că a. Știu că-s mai săraci și că nu au... Da. Nu se ocupă nimeni de ei. Tu știu că am fost acum. Da? M-aș duce și eu să văd ce cu ei ce au în cap. Deci, tu a fel? Hmm? M-au fel. Și n-am făcut nimic. S-au dus? Vecinii mă vedeau și n-au făcut nimic. Vecinii te vedeau și n-au făcut nimic? Erau rudezi, erau și români și romi amestecați? Da. Români, nu. Numai romi. Mhm. Ei bine, trebuie să mergi kilometri buni de la drumul principal pentru a ajunge la Gămăcești. Aici este locul în care, în ani de zile, peste 70 de oameni au fost sclavi în democrație. Se întâmpla ca o familie sau două să aibă câte două sau trei alte suflete care să muncească pentru ei. Pentru ce crezi copiii lor, ăia de 5 ani, de 10 ani, mai micuți, gândesc la fel? Păi și păi mă băteau. Și aia mici te băteau? Asta e cel mai grav, că îi învățau și pe aia mici să facă la fel. Da. Ca o haită așa, nu? Aveau plăcere din asta? Da. Crezi că o să se mai întâmple de acum încolo așa ceva? După ce lumea vede? Ce fac ei și cum gândesc? Hm? Trebuie să mă duc acolo. La Belevoiești? Da. Tu ai venit cu mine? Unde? Acolo. Acolo? Să intri pe poartă când vrei tu și să ieși când vrei tu. Hm? Nu știu. Ți-e frică sau nu știi ce rost are? Sau ce? Tu ai merge? Pentru că ți-e frică de ce vezi acolo. Da. Nu că s-ar mai întâmpla. Crezi că ar mai putea să se întâmple? Hm? Da, i-ați văzut? N-am văzut, n-am văzut. Oamenii ai arestat degeaba. Nu știm, domnul. Băbietul oamenii ai arestat degeaba. Păi cine sunt arestat? Au și ei familie, au și ei copii, și uite-i ține de mâncat cu pușcărie și copiii face foamea acasă, geaba. Păi, doamne, de exemplu, noi am filmat acum un băiat care spune că a fost legat cu o curea cu calul și a fost tras cu toată pădătrul ăsta. Nu i-ați văzut niciodată? Nu, nu, am avut, nu, am avut, nu, am avut, nu, am păi, înțeleg că ăștia care aveau sclavi, aveau și ajutor social. Ați avut sau nu ați avut? Acum, sincer, niciuna, chiar niciuna. Ce să avem? Clav, doamnă. N-am avut, domne, noi nu știm ce e asta. Nu știm ce e aia. Ce noi suntem animale să ținem numele gata? Păi și ăștia 80 de copii, unde au fost, doamnă, ținut? E minciun, domne, că noi n-am pomenit în valea noastră așa ceva. Dar de unde i-a luat acum de la mine? Păi ce ești eu de unde i-a luat? I-a luat așa ceva, n-a făcut. Ce trebuie, păi, i-a luat ce e? Toată lumea la noi aici, 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 ai senzația că oamenii aceia sunt animale, nu oameni? Adică n-ai văzut niciun pic de latură de om în ei? Niciodată, nici măcar după ce mâncau și erau sătui? Nici când puneau muzică? Nu exista milă la ei? Niciodată? Nici măcar la o femeie? Sau la vreun copil? Păi și am avut femeie. Toți. Dar ce aveau cu tine, oare? Pe un motiv. Din plăcere? Hai să spun ceva. Din ce am învățat eu, lucrul ăsta se întâmplă când ești așa de violent, când la rândul tău ai încasat-o de la alții. De la cine o fi luat ei bătaia? Nu a bătut pe nimeni. Nici poliția? Nu. Nici între ei?
tău. Dar dumneavoastră unde ați fost, doamnă, când oamenii erau chinuiți? Nu erați pe aici? Fac cu ce știm noi de fiecare ce face. Dar nu i-ați văzut chinuiți? Nu i-am văzut, domnule, nu i-am văzut. Zău, eu un Dumnezeu dacă i-am văzut. Nu i-am văzut, că noi mergem în curte la fiecare dumneata, te duc la fiecare vecin în curte să vezi ce face, cum trăiești. Păi și când îi cărau, doamnă, cu cureaua, cu calul pânzat? Nu-i adevărat, aștia au fost minciuni. Eu nu pot să vorbesc despre ei până când nu mă duc acolo să-i cunosc. Și am să mă duc. Vom merge? Pentru că lucrul ăsta nu apare din senin. Doar pentru că vrea cineva într-o seară. S-ar manifesta numai în seara aceea. Dar dacă se manifestă în fiecare zi și sunt mai mulți oameni care o fac, asta înseamnă că există o atmosferă, o cultură a frustrării, a violenței, înrodită cu distracția de a spânzura o pisică, de a bate un cal, de a umili o femeie, de a-ți bate joc de valorile comunității. Asta se întâmplă de cele mai multe ori când un grup de oameni se consideră a fi în afara societății. Dar voi când erați acasă la părinții voștri, ați luat bătaie? Nu. Nu le-a bătut niciodată. Nu erați obișnuiți cu bătaia deloc? Ca la bătrânul care ne-a crescut, nu, niciodată nu a bătut. Când iei pe cineva și nu-l plătești, se numește ca ai sclav. Păi dacă eu n-am avut așa ceva, am avut și plăteam. Cât îmi plăteai? 2 milioane și jumătate la cursă. Și 3 milioane. Ce sclav e ăla? 3 milioane, țigări, cafea. Cum? Bineînțeles că există speranță. După cum ziceam, există speranța dobândirii unui respect. Eu nu vreau să fac din ei niște mucenici. Nu sunt eu cel chemat să fac asta. Dar ei poartă cu ei mesajul întregii comunități românești și întregii comunități rome. Despre ce se poate întâmpla când nu există educație. După 24 de ore, suntem din nou acasă la frații Bratu. Vin două persoane de la Brașov, da, să plecați cu ei acolo pentru tratament. Da. O fizioterapie, terapie psihologică. Domnul din Brașov vor să vă ajute așa pe timp îndelungat de acum încolo. Chiar s-a oferit să vă ofere, să vă asigure acolo și o locuință dacă ați vrea să rămâneți mai departe. Cum veți vrea voi? Da. Inițial vă duceți, adică vă duceți pentru tratament pentru asta, dar domnul respectiv a fost foarte impresionat de cazul vostru și ar vrea cumva să vină cu un ajutor susținut și permanent față de voi. Dacă sunteți de acord, dacă o să vă acomodați și așa mai departe. Băieții privesc cu durere spre casa părintească, dar cu speranță spre viitor. O familie cu suflet mare din Brașov s-a oferit să le fie sprijin de acum încolo, să fie familia pe care n-o mai au de amar de vreme. Băieții pleacă acum la un centru de recuperare din Brașov, unde sper că o să aibă parte de tot ce au ei nevoie în momentul de față. Da, sunt așteptați de domnii care s-au oferit să-i ajute în acest sens. Dumnealor nu vor să apară, nu vor să-și facă cunoscută identitatea. E un gest uman, un gest din suflet, un gest pentru sufletul lor. Eu... De plecare, puteți să faceți drumul ăsta, vă simțiți în stare, puteți să-l faceți, o să puteți. Băieții vă așteaptă. Să sperăm că se vor întoarce sănătoși și vor fi alți oameni. Și duși au fost. Cu coada ochiului îndrăznesc să privească spre curtea unde li s-a scris și povestea dureroasă. Parcă se roagă la Dumnezeu ca drumul ăsta pe care pornesc să-i facă oamenii ce au fost, să le redea visele, zâmbetele, să înlocuiască lacrimile cu bucuria. După câteva ore, suntem deja la centrul de recuperare neurologică Maria, din Brașov. Imediat face ceva de mâncare. După o să mergeți cu doamna asistentă, vă duce în cameră. Da?
după aia intrați pe program. Durează poate și un an de zile ca să se recupereze înapoi, ca să facă un om ce-a fost. Poate și mai mult. Nu mai are familie, nu mai are pe nimeni. Ce face de mult? Plângeți? Plânge, de vina lor. Nu e de plâns? E chiar de plâns. Se vede așa pe ei și în așa o situație, deci așa chinuiți. Deci chiar nu se poate. Suntem în România, deci după atâția ani de toate ce am trecut, să mai ducem și acolo, așa de rău, nu? Să fim sclavii altora. Deci chiar nu se poate. Nu vede guvernul nostru prin ce trece, nu vede președintele țării. Pentru ce trăim atunci, nu? Să ne fie mai bine. Chiar nu ia nicio măsură. Deci suntem în ce epocă suntem? Doamne, de ce trebuie? Nu, în ce cam. Din oameni, din oameni cu carte să ajungă niște oameni bolnavi, nu? Îi tremură mâna, uite, la mâna lui ce s-a făcut. Cum s-a atrofiat și mușchii toți și s-a încălicat degetele. Păi uite, aici trebuie muncă. Aceste doamne plâng. Plâng pentru că sunt mame. Plâng de chinul pe care cei doi frați l-au îndurat atâtea luni. Că mă gândesc că și eu am copii. Și nu poți să știi ce se oferă ziua de mâine. Și am nepoței. Trece unul pe stradă și mirea, nu? Și atunci în ce siguranță trăim noi? Ca să faci din oameni normal, să faci niște sclavi și să-i aduci în situația asta, chiar nu am văzut. Vă când le dați de mâncare, nu te poate hrăni singur? Păi nu se poate. Uitați-vă la mâna lui. Asta e mână de a se hrăni singur, de a duce la gură? Chiar nu poate. Mâna aia închiloza de tot. Deci nu are putere să-și ducă nici să... Abia poate, ghiți. Aproape nici nu poate să înghită. Deci nu se poate. Deci, suntem sub orice critică. Ajungem din oameni de oameni. E o lume nouă în care băieții parcă nici măcar nu știu să perceapă bunătatea. Cazul celor doi frați îl știu de la domnii care au venit la mine și ne-au solicitat ajutorul, nu știu, foarte amănunt. E trist că se întâmplă treaba asta. Și când m-au rugat să vedem dacă putem să-i ajutăm, am fost de acord să-i ajutăm, pentru că probabil că merită încă o șansă să înceapă să aibă o viață normală. Vor avea o viață normală? Să sperăm. Din punctul nostru de vedere, noi ca instituție o să facem tot ce este posibil. Au nevoie de recuperare neuromotorie. Cu asta ne ocupăm noi aici. Probabil că se va recupera. Adică s-au recuperat persoane mai în vârstă ca ei. Și se întâmplă ceva la care nu ne-am așteptat. Cristi, fratele mai mic, râde cu poftă. Nu e puțin lucru pentru băiatul care de 2 săptămâni a stat numai cu capul plecat. Parcă în ochii lui se aprinde ușor-ușor speranța. Face așa de rău Dumnezeu. Încerc, încerc, da? E greu, dar cu fiecare pas anevoios, frații ținuți sclav la Berevoiești se luptă să-și recapete viața, demnitatea. Pentru binele pe care l-ați făcut sau vă gândiți să-l faceți, ei vă mulțumesc. Pentru că fără dumneavoastră rămâneau doar 2 băieți chingiuiți, a căror poveste s-ar fi stins tragic în căsuța pitică din satul natal. Uitați de autorități, dar salvați de dumneavoastră, pentru că întotdeauna binele învinge. Și dacă facem pasul ăsta împreună, nu crezi că o să te atașezi până la urmă de copilul ăla? Păi tu-l simbur, fică 9 luni totuși. Păi adică... Și nu sunt eu singura care fac așa ceva. Deși e ilegal, se oferă să fie incubator pentru copiii altora, pentru prețul corect. Eu normal am scris 20.000, dar eu mai las, eu nu sunt ca alții. Chiar ți-am zis că am văzut fete care chiar exagerează la preț. Atât a ajuns să coste un copil? Din păcate, se pare că atât costă. Nu rata o negociere incredibilă.